Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi, la masa de seară, o porție mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este unul dintre cei mai cunoscuți blogger și influencer din România. Ne este oaspete la cină, Cristian Șimonca. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! Avem o travă, pentru că așa îi se spune, de fapt, pe scaun la interviu. Avem vin roșu de la Chateau Valvis în pahare. Ce avem de mâncare la cină? Din fericire, nu tot o travă. E ceva care îți place ție foarte mult, niște frigorii de bere becuți, pe care o să le gătesc cu niște linte roșii de la Kaufland, frumos, cu ceapă, cu, mă rog, chestii. Bun. Dai și o rețetă? Evident că dau o rețetă. Doamnelor, domnilor, dragii mei, foarte simplu și în seara asta, două rețete într-o singură farfurie. Prima rețetă, carne. Ce faci cu ea? Dacă vrei să o marinezi, poți să o marinezi începând de astăzi pentru mâine sau măcar cu două ore înainte. Îi pui sare, piper, usturoi, cimbru sau rozmarin, puțin ulei de măsline, foarte puțin vin alb. Și ar fi bine ca pentru ce mâncăm astăzi să fie carne de berbecuți, așa cum ți-am zis că o să fie frigărui de berbecuți. Dar poți să o faci cu vită, cu pui, cu ce vrei tu, egal, nu mă bag eu în viața ta, chiar atât de tare nu sunt în halul ăsta de intruziv. La fel, garnitura este importantă, poate chiar mai importantă decât carnea în această situație. Linte roșie pe care o speli bine cu apă rece, după aceea o lași un pic să se scurgă, iei o cratiță și în cratiță pui ceapă roșie tocată mărunt, ardei capia sau ardei gras și ăsta tocat mărunt, ulei de măsline, lași să se înmoaie pe foc mic și după aceea vii cu lintea și după aceea vii cu niște supă sau cu niște apă și o gătești așa încet, încet, cum ai găti un risotto, dar că faci cu linte în cazul ăsta. Condimentezi cu sare, cu piper, cu chimion arăbesc, iar la urmă vii cu foarte mult pătrunjel, cu 2-3 fire de mărar și cozi de ceapă verde tocate mărunt și cam asta e povestea pentru astăzi. N-a fost greu, nu? Este cu noi la cină. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Seara bună! Seara bună! Să știi că nu există invitat la cină care să scape de întrebarea ce rol joacă mâncarea în viața ta. Ce rol joacă ciupercile în viața ta? Dacă mă uit la cum așa pe care... Vital, nu? E, cred că, numărul 1, 2, pe acolo. Ești gurmand? Îți place să mănânci? Nu sunt genul de mănâncă orice, dar la Adi aș mânca absolut orice. Și bătaie. Și după jos, dacă ar fi. Și gătești vreodată? Nu, că e, mi se pare că e o blasfemie față de oamenii care gătesc. Aici subscriu și semnez. Ce, bine, ai scos-o pe asta. Păi nu, dar mi se pare că îți bagi joc, adică nu cred că e. Cred că fiecare poate să facă măcar ceva bine. Iar asta cu gătitul să o facă băieții care știu. Să o facă Adi, da, nu? Îl rugăm pe Adi să o facă în seara asta. Iar pe tine te invit să iei loc, nu te ținem în picioare. Ești mult mai cunoscut sub numele de Otravă, e numele de scenă cumva, dar vreau să lămurim o dată pentru totdeauna de unde vine. De ce Otravă? Cine ți-a spus așa și de ce a rămas? Vine de la unul dintre, probabil singurul șef al meu, îl cheamă Felix Drăghit și eu lucram la o redacție de sport și el îmi spunea că sunt fitilist și că am tot felul de chestii de-astea mai acide așa. M-a asemănat cu un personaj care exista în fotbalul românesc atunci, există și acum. Și spunea că sunt la fel de otrăvit ca el. Și după aia mi-a rămas numele Otrav. Cine Dacă era? Te întreb cine e personajul, Mihai Stoica. Da, asta era următoarea întrebare. Ai citit-o deja în privirea mea. Da. Venea absolut firesc. Eu te-am prezentat în debutul emisiunii ca fiind unul dintre, sigur, jurnalist, da, dar unul dintre cei mai cunoscuți blogger și influencer din România. De câți ani ai blogul? Blogul a început ca o glumă. Eu am facultate în 2001 când am intrat eu la jurnalism. Aveam un profesor, Brăduț Ulmanul cheamă, care citea niște chestii care semănau cu... Adică era un site, dar nu știai ce e, că nu era New York Times sau ceva. Era o chestie asta mai dubioasă așa. Și am întrebat ce e asta. Și a zis bloguri din America. 2001 era, nu știa nimeni ce și cum. După care am început să ne dezvoltăm și noi, că noi avem chestia asta, avem un gap de 10 ani față de America. Și a început să fie și la noi. Adică, na, soțul tău avea blog de un cuaternar. Și
Mi-am făcut și eu, nu știu, până în 2006, dar a fost o chestie, o joacă. Adică nu mi-am imaginat niciodată că cineva voi ajunge la cineva, cineva o să citească ceva din ce scriu eu. Pe vremea aia, când am intrat eu la facultate, toată lumea voia să fie Andreesca, toate fetele. Acum toți vor să fie Shelly, cred. Sau în fine, mulți dintre ei. A devenit o chestie de asta cool. Probabil că au fost niște meserii cool în decursul anilor și na, nu mai vrei să fii actor sau jurnalist, acum vrei să fii influencerul. Hai să-mi povestești, te rog, cum ai reușit să faci din blogging o profesie, practic. Deci, nu știu, e trecut bloggerul în nomenclatorul de meserii? Nu știu. N-am verificat. Nu știu, dar probabil că sunt niște meserii care au sărit de mult și probabil că se actualizează și nomenclatorul de meserii cu meserii de-astea noi, care na, probabil că și asta cu... Probabil că la un moment dat copiii copiilor noștri o să aibă o discuție la școală în care o să spună mama făcea OnlyFans la, nu știu, 17-18 ani, ceva din ăsta. Tata era TikToker, de exemplu, știi? Și a intrat și la pensie TikToker fiind. Adică probabil că se mai schimbă chestiile astea. Cum, te-ai dus tu mult în viitor cu imaginația? Nu cred că suntem atât departe de nebunia asta. Scrii în fiecare zi? Nu. Nu. Adică nu e așa un jurnal în care scrii zilnic și îl lași deschis pe masă să-l citească cine vrea? E un jurnal, dar în ultima perioadă, de când au mai apărut multe alte chestii prin viața mea, n-a mai devenit o chestie zilnică. Atât de, da, cu o frecvență atât de zilnică, o ceva. Dar mai citesc românii? Acum aș întreba simplu, mai citesc românii? Fără să pun bloguri în finalul întrebării. Mai citesc românii? Că în era în care în 2 secunde vezi ceva pe TikTok sau pe Instagram sau pe YouTube, e greu să stai, să ai un text cu vreo 7-10 minute de lectură. Eu asta întrebam oamenii dacă mai citește cineva când scrie acolo read more, știi? Și eram curios dacă dă cineva acolo click și e mai interesat pe lângă cele... Știu și eu, dar cred că suntem foarte puțini. Cred că social media asta ne-a făcut și ne face să consumăm... Sunt oameni care nu mai se pot uita la trailer. N-ai văzut oameni din generația asta foarte tânără care... Pentru ei un minut jumate cât e un trailer e practic o viață. Dar ce numești generația asta foarte tânără? Nu știu, copii, 18, 19, 20 de ani, habar n-am. Tu cu ce crezi că ți-ai câștigat cititorii? Aceia care sunt și sunt mulți, nu fi modest. Cred că am fost constant. E singura chestie. Nu cred că fac, sau nu cred că e o chestie pe care o fac extraordinar de bine, nu excelez. Cred că doar am fost constant și am urmat un drum. Și am fost un om onest. Cum ți se adresează cei care te citesc? În 90% dintre cazuri, 98% o travă. Pe stradă? Tot așa? Da, da. Am fost acum la Oradea și am fost cu soția mea și ne-a oprit. Și ne-a întrebat și s-a așa ușor jenat, nu știu dacă să spună o travă, că pare că m-ar jigni sau ceva. Dar eu sunt ok cu asta, adică nu... Da, pare de rău. Nu e atât de... Adică, da, m-am obișnuit cu ea, am porecla asta de 20 de ani, sunt ok. Interacționezi cu cei care te urmăresc? Da. Pentru că mi se pare că e o chestie de bun simț atâta vreme cât cineva și-a rupt 30 de secunde din timpul lui și timpul nostru e foarte important. Apropo de timpul foarte important, uite și azi a petrecut vreme în bucătărie astăzi. Nu, mă. Da. Dar ce e? 3 la 1? E 3 la 1 pentru că Ionela e leșinată după frigorile de miel și berbecuți. Mă dau un gând după berbecuți. De miel în general. Și am zis că atâta poate ea astăzi. O luăm ușor, că înveți omul așa, încet. Veritabil. S-ar putea să-ți placă, nu mă bag eu. Sunt sigur că-mi place. Poftă bună. N-am niciun fel de dubiu. Mulțumim, Adi. Cu plăcere. Te rog. Poftă bună. Mulțumesc la fel. Ne întoarcem la discuția pe care o purtam înainte să ne întrerupă frumos, Adi, cu cina din această seară. Vorbeam despre interacțiunea ta cu cei care îți scriu și este de apreciat faptul că îți rupi și tu la rânduți din timpul tău ca să-l răspunzi. Nu mai există cuvânt, sau e foarte rar folosit cuvântul blogger, mai degrabă influencer. Profesorul e influencer? Preotul eu e cred influencer? Că preotul, eu cred că preotul e principalul influencer la sat, de exemplu. E ca influențarea la asta a început cu preotul de la sat, care e decide și primarul și a fost întotdeauna cam cel mai puternic influencer.
Profesorul nu știu dacă a fost vreodată, din păcate. Cred că în anumite perioade, oamenii care aveau activități mai culturale, de exemplu, cred că actorii au fost influențări. Ei cred sunt că... în continuare, nu? Depinde. Și aici mi se pare că sunt. E ca la sportivii mari din România, știi? Avem cea mai bună handbalistă din lume, de ani de zile. Și Cristina urmărită Neagu. De Cristina Neagu și urmărită de, nu știu, 80.000 de oameni, în condițiile în care o tânără sau un tânăr entuziast care participă la emisiune de asta de, știi? Scandal. Nu scandal, da, o emisiune de asta, reality show sau cum se numesc. Astea sunt oameni care aduc și fac, nu știu, într-o lună de zile, 200-300.000. Și e nedrept cumva. Ce e drept pe lumea asta? Păi uite, e drept că David Popovici, de exemplu, este un influencer pentru foarte mulți copii din România care s-au apucat de not după ce au văzut munca acestui senzațional tânăr. Există niște oameni care sunt influenceri. Simona Halep e influencer. Nadia Comăneci, probabil că o grămadă de fetițe s-au apucat de gimnastică datorită Nadiei Comăneci. Cred... cu siguranță, și știu pe David de la 16 ani, l-am cunoscut și e un băiat extraordinar, cred că și merită absolut tot ce îi se întâmplă cu vârf și îndesat. Și cred că e un influencer și cred că vor fi o grămadă de copii care să facă oamenii ăștia bazine ca să avem, să intre toți copiii să facă not. Oamenii ăștia, adică politicienii. Uite, te întreb acum, un politician este un influencer? Din păcate nu. Ar trebui să fie. Ar trebui să fie. De ce? Păi ar trebui să fie, pentru că ar trebui și aici să fie, să ai și o chestie de asta umană în toată treaba asta. De politicianul la noi pare o chestie care, nu știu, te bagă în seamă cu o lună de zile înainte de alegeri și după aia te mai bagă în seamă peste 4 ani. Sau peste 5 dacă e președinte. În rest, nu cred că contează. Și sunt niște chestii de-astea care la fiecare, se întâmplă de fiecare dată. Dacă e, uite, o chestie de-asta, cum a fost Olimpiada acum, te agăți un pic de Olimpiadă. Te-ai agățat de Halep, te-ai agățat de, nu știu ce, orice chestie de-asta, la care n-ai niciun fel de merit. Noi adică te urci pe notorietatea. Da, te lipești și tu acolo. Te lipești și vrei să faci o poză cu cineva. David n-a făcut poză cu nimeni. Nici Simona n-a făcut poză cu nimeni. A fost forțată la un moment dat de evenimentul ăla penibil care a fost pe... Lia Manoliu. Lia Manoliu cu... Dar ei săraci sunt într-o situație foarte delicată. Mi se pare foarte interesant că tu, care cunoști foarte bine zona asta online, ai numit aici influenceri câțiva sportivi foarte valoroși și preotul din sat. De reținut. Păi, hai să mergem mai departe cu discuția despre tine. Tu nu ai un venit constant. Asta înseamnă că ai mereu grija zilei de mâine? Nu am un venit constant, doar că fiind e o chestie antreprenorială și trebuie să o gândești în așa fel încât să fie bine. Nu am grijă zilei de mâine, aș forța o să spun asta. Nu sunt un om care nu pot să mă plâng de absolut nimic, sunt un om fericit din toate punctele de vedere. Nu am grijă zilei de mâine, dar într-adevăr trebuie să fii un pic, să te gândești un pic. Dar asta n-am avut-o niciodată. Adică întotdeauna am fost chipzuit, întotdeauna am fost atent la absolut orice. M-am gândit întotdeauna de 1000 de ori înainte să fac ceva. Adică... Refuzi contracte? Da. Ce refuzi? Nu știu, sunt chestii în care nu cred. Spune-mi, te rog, părinții, bunicii, vecinii de bloc mai în vârstă, înțeleg cu ce te ocupi? Nu. Ai încercat vreodată să le explici? Adică... Nu, și cu mama a fost greu. Adică nu ne ducem prea departe pe latura asta familială. E greu să explici unui om ce faci, de fapt. Adică e greu să explici unuia care... Eu am lucrat 10 ani de zile într-o redacție de sport și lor, unora dintre ei, le era greu să... Adică cumva după ce ne mai întâlneam și ești bine, părea așa cumva că e... Și nu oameni în vârstă, oameni de seama noastră. Adică... Oameni de seama noastră, da. Și ești bine, nu știu ce, adică... Părea așa, știi, gen, bă, și totuși te scurci, adică... Da, e greu să explici. Toată lumea crede că e o chestie de asta super ușoară și toată lumea vine, a făcut o poză și a plecat și a luat o grămadă de bani. Ceea ce e greșit, că nu e așa. Dar suntem, într-adevăr, fericiții posesori a unui job care
80% din el, 90% ne place mult de tot. Și asta mi se pare că e ideal, de fapt, în viață. Și nu doar că îți place, permite-mi să zic eu, te lasă să-ți faci tu programul, așa cum vrei tu. Nu răspunzi da șeful la telefon când te sună cineva, nu? Asta sunt discuțiile pe care le am cu un prieten de-al meu care are multe apartamente, a început acum 15 ani. Și discuțiile noastre sunt că noi ne vedem la 12 să mâncăm undeva, știi, în luni. Ceea ce mi se pare luxul suprem, adică să nu te întrebe nimeni când te întorci în concediu. Păi, știți, aș putea, țin minte când lucram. Păi da, dar n-ai voie mai mult de nu știu câte zile. A, păi sunt 2 săptămâni legate, cine crezi că îți dă ție 2 săptămâni? Acum e cel mai important, cea mai importantă perioada anului și tot așa, știi? Adică, fiind în treaba aia și lucrând, a fost perioada în care am lucrat luni, duminică și după aia luni până vineri, adică aveam legat, nu știu cât, 7, 5, 12 zile, ceva în genul ăsta. Au fost ani de zile în care am lucrat așa, acum mi se pare că e wow, știi? Și mi se pare un mega lux ăsta, să, la 12 ziua să bei o cafea sau să merg și în oraș. Sau să pleci în City Break marțea. Sau să pleci în City Break marțea sau cum plecăm noi în ultima perioadă de când avem noul membru al familiei. Îndeletnicire a noastră și weekendul nostru este luni, miercuri, să pleci luni, miercuri undeva. Ceea ce, unde ai fi putut să pleci la un job normal? Ai un plan B pentru atunci când nu mai merge treaba? Avem multe chestii pe lângă treaba asta de influencing, cum vrei să-i spui tu. Diverse chestii pe care le-am făcut în timp. Un loc de joacă pentru copii? Un loc de joacă pentru copii, ultima chestie pe care am făcut-o, dar avem 3 luni de zile de când l-am deschis. Sunt mai multe chestii pe care le avem pe lângă. Și diverse investiții în tot felul de chestii. Hai să ne ducem puțin în copilăria ta. Mama ta a lucrat în turism, pe tatăl tău l-ai pierdut, nu? Tata a murit în 2005, mama a lucrat în turism mulți ani de zile. Și tatăl actor. Tata actor la teatru de comedie. N-ai fost niciodată tentat să preiei ceva din meseriile ba, părinților? Da, dar a fost foarte simplă discuția cu tatăl meu, în care a zis că încă un muritor de foame în casă nu e ok. A fost foarte simplă. A fost o discuție. Eu am fost un copil căruia nu i-a plăcut școala deloc. Și am fost pasionat doar de niște chestii. Adică îmi plăcea foarte mult să citesc, literatură, istorie și atât. În rest, nimic. Și sport, care e o pasiune. Și teatru, că mergeam la teatru cu tata de când eram copil. Foarte, foarte mic. În rest, nu eram. La școală eram aproape zero. Deci tu ești, de fapt, bucureștean crescut la Constanța. Cum e povestea? Născut aici, la Colțea, fix lângă. Plecat cu mama la Constanța pentru că maică-mea lucra pe perioada verii și era în turism și lucra anul, de fapt începe în iunie sau când e, părinții, adică maică-mea mergea la undeva pe la final de martie, era la hotel că avea de pregătit sezonul care începea la, nu știu, final de jumatea lui mai sau ceva în genul ăsta. Și atunci era cu zugrăveală, cu tot felul de nebunii de-astea și mergeam mult mai devreme la. Și a fost o perioadă în care am stat cu ea pentru că, na, nu, ea jobul ei nu îi permitea să stăm la București. Și taică mi venea săptămâna la Constanța. Cum ți-au fost anii copilăriei? Foarte frumoși. Am avut o copilărie senzațională. La maică-mea la hotel, cu o grămadă de străini, care era, că era zona aia de mama, era destul de, nu prea era cu acces pentru toată lumea. Erau mulți danezi, nemți, așa, am toate amintirile legate de, nu știu, în primul an de școală aveam 7 ghiozdane, că le-a zis maică-mea la toți prietenii sau cunoscuții că încep școala și aveam câte un ghiozdan în fiecare. Singur la părinți? Singur la părinți, da. Deci răsfățat. Nu s-a împărțit iubirea la doi? Da, nu pot să zic că răsfățat, nu, cred că e un cuvânt, nu, cred că pur și simplu un copil normal. Apropo de iubire, pe care aminteam eu că un părinte ar putea să o împartă la doi, tu te-ai căsătorit cu o femeie fabuloasă și aveți împreună o fetiță. Cum ți-a schimbat fetița ta viața? Cum te-a schimbat pe tine? Aveam discuția asta azi cu Diana și îi spuneam că mie îmi plăcea foarte mult. Îmi plăcea marea și îmi place foarte mult marea, dar la un moment dat nu mai îmi plăcea să stau în apă, să înot.
Cum, de exemplu, nu mai îmi plăcea nici după ce a murit taică, nu mai plăcea nici Crăciunul. Și toată magia asta a Crăciunului, pentru că eu vedeam asta doar prin el. Și bucuria aia a bradului sau așa, o vedeam doar în familie, noi trei. Adică fără... Și cumva, lipsind chestia aia, nu mai înțelegeam. Și nu... A fost ani de zile până să apară Amelie, în care nu eram fan Crăciun. Și acum, de exemplu, am redescoperit că e a treia, a patra, a cincea vacanță pe care o aveam, nu știu, de când mergem la mare cu ea și stau în apă toată ziua cu ea. Am redescoperit chestia asta, știi, care la un moment dat dispăruse. Toate chestiile, te schimbă un copil extraordinar de mult. Noi nu suntem nici genul de oameni care, wow, dacă n-ai un copil, mi se pare, adică e atât de delicată treaba asta. Noi am pățit-o, adică veneau prietene de ale Dianei și spuneau, a, voi de ce nu faceți un copil? În condițiile în care, bă, n-ai de unde să știi, poate își doresc oamenii ăia și nu se poate. Adică nu te gândești nici la asta, știi, că noi am mai avut niște încercări care nu s-au finalizat așa cum trebuie. Și chestia asta cu, nu știu, asta sunt niște întrebări care sunt foarte intime. Adâncești o rană în sufletul unor oameni. Fără să, adică pe principiu, și voi când vă căsătoriți? Come on, nu despre asta e vorba. Și voi când faceți? Și aveți o fetiță și pe când un băiat? Dar poate nu vreau, adică, sau poate nu vreau să am un copil. E ok să nu vrei să ai un copil, adică nu e niciun fel de, nu trebuie să superi pe nimeni. Cum ați ales numele ăsta frumos? A fost simplu, a fost o, nu, ne plăcea foarte mult. Ne plăcea numele, ne plăcea filmul. De fapt, a, deci așa, Amelie. Asta a fost inspirația, filmul. Noi suntem niște oameni pe vechi care sunt pasionați de filme, avem mii de DVD-uri acasă. De aici a pornit. Inspirația a fost filmul. Și acum vacanțele sunt doar în trei sau aveți și vacanțe pentru voi doi? Încercăm să le împărțim cât de bine putem, cât de bine ne iese. Noi am luat-o cu noi peste tot de când avea 3 luni. Inclusiv departe-departe sau doar aici la mare, la Constanța? Departe-departe. Prima deplasare a fost, am fost la Copenhaga cu ea când avea 3 luni. Și am fost în fiecare an de 3, 4, 5 ori plecați cu ea. 2-3 chestii pe vară, mai ceva pe toamnă și iarna obligatoriu ceva cu Moș Crăciun și prietenii săi. Și avem într-adevăr și, cum spui tu, vacanță. 2 nopți în care plecăm, 2-3 nopți în care plecăm doar noi doi. Voi practic sunteți o familie de influenceri. Cine influențează mai mult acasă, tu sau ea? Nu suntem. Suntem niște oameni normali. Diana primește mai multe chestii, mai multe mesaje din ciclu, știi foarte bine, de unde e rochia și așa. Adevărul e că vin astfel de mesaje, nu contează că tu pui acolo un îndemn, mergeți la controle medicale periodice. Dar rochița, de unde e rochița? Pălăria, de unde e? Suntem la muzeul nu știu care, ne place foarte mult. Aici puteți să și scrii un text de la, apropo de atenția oamenilor, și la final. Șapca, de unde e? Pantofii sunt de acolo? Da. Probabil că lumea e... Na, și cumva, probabil când urmărești pe cineva, te interesează mai mult de unde și-a luat șapca, decât de unde e locul în care se află el. Asta e, da, ok, detalii. Dar voi doi sunteți, din punctul meu de vedere, imaginea cuplului modern. Mergeți în vacanțe, ieșiți la restaurant, vă plimbați, mergeți la muzeu, arătați ce faceți. Voi lucrați și împreună? Sunt campanii în doi? Vin către voi? Da, avem campanii în doi. Am avut, de la începutul relației noastre, am avut și avem constant câteva campanii, inclusiv niște branduri cu care lucrăm de ani de zile și am făcut chestii împreună și suntem de mai mulți ani cu brandurile respective. Facem, într-adevăr, sunt chestii care care să fie și din același film. Vă expuneți viața, ce rămâne doar pentru voi doi? Băi, ne expunem viața și nu. Nu mi se pare că e... Avem o grămadă de lucruri de-astea pe care nu le-am spus și nu le-am arătat în privința familiei noastre și n-am fost întotdeauna, chiar dacă, nu știu, postez că ai fost în vacanță undeva sau ceva din ăsta, n-am intrat în mecanică fină despre noi niciodată și nici nu simțim nevoia. Ce al vostru e pus deoparte.
e acolo. Da, și nu, adică, nu știu, nu am fost niciodată adeptul acestor. Eu mai mult, pe, cel puțin pe stories, numai pe glume și pe caterincă, mai mult, nu pe chestii serioase. E cumva contrastant, pentru că pari foarte serios. Eu sunt foarte emotiv. Apropo de, m-ai întrebat la un moment dat despre cariera asta de actorie, cariera lui. De fapt, nu nicio carieră, că n-am, nici măcar n-am vrut să dau. Eu sunt foarte timid. Eu sunt cel mai timid om pe care îl cunosc. Sunt serios pentru că sunt foarte timid și am emoții la orice chestie de asta. Și dacă, adică eu aveam emoții, de exemplu, când mă, la final de an venea Moș Crăciun pe scenă, la Moș Crăciunul actorilor, cum ar fi sau așa, și dădea cadouri la copiii actorilor. Pe lângă faptul că toți învățau o poezie sau ceva învăța eu așa, eu aveam emoții, nu învățam nimic, adică și chiar dacă știam, nu voiam să spun niciodată nimic, dar aveam emoții doar dacă, de când urcam de pe scară, până mă duceam la moș, îmi dădea punga moșul și mă întorceam. Nu am vrut niciodată asta, știi, adică nu... Și de asta sunt foarte serios, pentru că am foarte multe emoții de fiecare dată. Și te exprim mult mai bine în scris. Mă exprim și când sunt în diverse cercuri cu niște oameni foarte apropiați și acolo sunt ok. Dar rest mie am așa o... Hai să aduc în discuție un subiect care sper să-ți placă foarte tare. Ne-ai spus că ești pasionat de sport, teatru, film, artă. Mai nou sau mai vechi, de ceva vreme și de muzică, și mixezi cu Andreea Esca în cluburi, la festivaluri. Cum a pornit treaba asta? A fost o glumă. La un festival de teatru, de un festival de film documentar la Arad, de care nu știe absolut nimeni, eram cu Andreea întâmplător și ne-a zis cineva dacă nu vrem să punem muzică la petrecerea de finalul festivalului respectiv. Dar de ce voi? Pentru că noi eram la Arad în perioada aia. Pentru că tot erați acolo. Nu era nimeni altcineva, a zis hai să... Așa. Și pentru noi a fost o glumă. Ne-am dus în prima dată și era ceva, sunt și niște imagini pe YouTube, într-o club care părea ca o garsonieră cuiva, ceva așa. Și după aia... Dar tu știi cum erau petrecerile alea pe vremea lui Ceaușescu? Da, da, genul ăla, da. Genul ăla. Lipsea Mileu ăla și peștele pe televizor. În rest eram acolo, din același film. Și puneam de pe un laptop, ceva... Era ceva mega rudimentar, așa. După care gluma a început să se continue și am ajuns pe la Antold și pe la tot felul de nebunii de-astea. Glumă, glumă, dar ți-a ajuns la Antold. După aia am zis că, băi, o chestie este foarte serioasă și ne-am apucat de cursuri. Și ne-am dus și am făcut cursuri de DJ-ală. Pentru că Andreea, chiar dacă e gen, nu are niciun fel de stres cu absolut nimic, are niște emoții de-astea senzaționale și vrea să facă absolut tot ce face, să facă să fie țiplă. Și ne-a zis, băi, noi trebuie să ne ducem serios, să ne apucăm, să ne ducem. Și lucrul care s-a și întâmplat, ne-am apucat serios, ne-am apucat de cursuri, am făcut cursuri ca la școală, aveam luni de la ora cu tare, la ora cu tare, am mers acolo, ne-am... Între timp am mers la tot felul de trăznăi. Anul ăsta, deci, suntem la al treilea an, toți. Și avem... iată cum ați devenit voi un cuplu de DJ, da, oameni cunoscuți. E mult spus, acum au fost mai mulți. Sunt mai mulți oameni care au început să pună muzică din oameni care sunt cunoscuți în ultima perioadă. Ei, dar nu atât de cunoscuți ca voi. Da. Nu știu. Spuneam un pic mai devreme că ești pasionat de sport, ai lucrat 10 ani într-o redacție sportivă la ProTV, ai fost și la Jocurile Olimpice anul ăsta. Te-aș întreba, Cristian, ce mai are, pentru că aici cred că vine firesc să spun o travă, te-aș întreba o travă, ce mai are România de dus la Jocurile Olimpice? Ce mai are România bun în materie de sport, este de fapt întrebarea. Știi, o pereche de pantaloni care sunt rupți din toate părțile și încerci să coși și totuși mergi cu ei pe la tot felul de evenimente, adică și la o nuntă, în sat, mai și dansezi și e ok până dimineață, transpiri, dar te mai ține. Așa mi se pare că suntem noi. Avem, norocul nostru este că avem niște sportivi, niște vârfuri de-astea,
că se numește David Popovici, că se numește Simona Halep, că e Cristina Neagu, că sunt Simona și cu Ancuța de la Canotaj, că e Chirilă. Sunt niște băieți, niște fete care sunt top și într-o țară civilizată probabil că n-ar fi trecut prin chestiile astea care se întâmplă la noi, știi? La noi mi se pare că e la nivel declarativ, acum s-a pozat toată lumea cu ei, după care 4 ani de zile, sper să n-am dreptate, adică sper să îmi doresc din tot sfârșit să n-am dreptate. Și eu îmi doresc să te contrazică politicienii și mâine, poimine să avem și bazine de not și săli de gimnastică și tot ce ne mai trebuie. Mi se pare așa, pare un, zici că e cum era ăla, cu filmul cu Bobo în Jamaica, știi? Adică mi se pare că e... Nu știu. Era un film, la un moment dat, după un fapt real, cu niște băieți care mergeau prima dată când au mers Jamaica la Olimpiada de iarnă și au mers la Bob. Erau... Și s-a făcut un film. După ei, adică, na, pe principiul ăla, ei aveau și Bob, știi, adică noi n-avem. Știu pe cineva de la Federația Română de Bob care povestea că n-au Bob. Apropo de chestia asta, că n-avem bazine, știi, adică, totuși, nu e o chestie, o întâmplare la noi. E Camelia Potec, sunt o grămadă de băieți și fete care au fost la not, adică nu cred că suntem ultimii, adică, totuși, ar trebui să existe niște, măcar niște bazine, adică, ce poate fi mai simplu? Bă, niște bazine, adică... Sport faci? Sport nu fac. Adică am făcut la un moment dat din toate câte puțin. Sunt mai mult pasionat și am dus pasiunea asta mai departe. Adică am o colecție de obiecte care au aparținut diversilor sportivi. Și am vreo 650 de, în general, tricouri, dar uite, de exemplu, casca lui, ultima chestie e casca lui David Popovici de la Olimpiada. Ai un mic muzeu la tine acasă? Am un mic muzeu, da. Și sunt niște chestii care sunt foarte rare. Am o pereche de pantaloni cu care a jucat Maradona în 82, când era la Barcelona. De unde i-ai? Multe dintre ele sunt ce țin ce pe afară de la licitații, de la alți colecționari. Cei din România, de la diversi sportivi. Adică am de la Simona, am o rachetă care a jucat la Wimbledon, am masca Anei Maria Brânză, care a fost la Olimpiada la Rio, o rachetă care a jucat Ilie Năstase. Frumos. O să de nebunii, da. Spune-mi, te rog, dacă îți vine un amic din străinătate și te întreabă unde să meargă în România să viziteze ceva frumos, unde îl trimiți? Pentru că ai colindat. Ai mers prin țara asta în lung și în lat. Băi, îmi place foarte tare zona aia Maramureșului. Doar că trebuie să vină unul care are de stat mult. În trafic. Da. Adică până ajungi la Maramureș. Noi avem niște... Aveam o perioadă în care ne ocupam mai mult și acum ne ocupăm mai puțin de niște apartamente de-astea de închiriat. Și tot din planul B face parte și B, asta. Da. Și la un moment dat era, acum mulți, mulți ani, când eram foarte implicat în asta, mă duceam eu și mai vorbeam cu oameni, știi? Și mă întrebau unde să merg, unde... Și erau mulți care spuneau asta, știi, pe Maramureș. Doar ca să mergi în Maramureș îți trebuie... Zbor la Baia Mare, mai da, complicat. E complicat. E complicat. Dar sunt locuri... Cine sunt influencerii pentru tine? Tu pe cine urmărești? Aveam discuția asta cu un prieten, acum vreo 10 ani, care îmi spunea, care n-are nicio treabă cu partea asta, absolut nicio treabă, nu urmărește, adică nu urmărește, urmărește doar foarte puțini oameni. Și spunea, bă, nu că suntem aici, dar zice, dacă ar pune Hădean ceva cu mâncare, aș merge pe mâna lui. Și da, am chestii de-astea, știi? Adică sunt oameni în care am mare încredere. Nu știu, dacă zice cineva că merge într-un loc și i-a plăcut mâncarea acolo, am mare încredere în omul ăla, știi? Adică, uite, de exemplu, Nadia am mare încredere să... Dacă îmi spune el un restaurant în Oradea, mergi pe mâna lui. Mâna lui, n-am niciun fel de dubiu. Pe partea de travel sau ceva, nu sunt. Nu, adică urmăresc mulți oameni, dar... Nu iau pe cineva ca atare să zic, mamă, ăsta e, dacă a zis ăsta că e nu știu ce. Dar sunt oameni pe care îi urmăresc, nu știu, pentru haine sau ceva, știi? Adică mă uit pe contul lui David Beckham, mi se pare senzațional. Mergi la vot? De regulă? Nu de regulă, e non-stop merg, adică de fiecare dată când e... Mi se pare că e un exercițiu de democrație pe care trebuie să-l facem cu toții. Eu mi-aduc aminte din momentele în care la mine în casă era o
fostul regim, din care ne-am apucat, nu știu, vreo 7 ani de zile, era foarte... adică nimeni nu era fan și nimeni nu era... Era foarte... Taică mi era ascultat Europa Liberă, era un om care îmi povestea de pe vremea lui... când era... Nu cunoscuse pe maică sa, pe maică mea, gen că era pândit, că na, era romano-catolic, se întâlnea cu episcopul Robu, actor la teatru de comedie, mergea pe afară, adică avea toate premisele ca să fie urmărit. Urmărit, uh-huh. Știi? Uh-huh. Și n-a vrut niciodată să intre în partid. Nu am nimic cu oamenii care au intrat. E până la urmă o chestie de alegeri. Și tot timpul a fost pe telefoane noaptea și tot timpul tot felul de amenințări și de tot felul de chestii de-astea nasoale. Și n-a fost nimic bun. Și mi-aduc aminte că asta era și una dintre chestii, era cu votul, știi, că n-aveai niciun fel de, nu puteai să alegi nimic. Acum, după 90, măcar avem... Mai măcar, multe nume. Da, mai multe nume și de, din 90 până acum alegem răul cel mai mic. Din păcat. Din păcat. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți cu noi. Rămâneți cu noi! Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu o travă, Cristian și Monca. De fapt, este numele din buletin, nu? Da. Dar toată lumea așa te știe ca o travă. Stilul ăsta vestimentar al tău e unic. Cum l-ai construit? Ești tu cel care are idei? Stilul smuls se numește. Aveam o glumă cu prietenii mei când spuneau că intru în dulap, pun o petardă și cum bubuie și cum ce iese pe mine, cu așa, așa plec. N-am niciun stil. Stilul e că n-am niciun stil, asta e de fapt. Îmi plac hainele, îmi place să mă îmbrac în diverse chestii, am mult de trăznoi, am o colecție de tene și de... sunt reminiscențele sărăciei. N-am avut aveam. Atunci? Da, da. Avem acum, putem să purtăm. Și ca orice bărbat, jucările se schimbă, nu mai ai mașinuța aia când erai așa, o ai acum mai mare în fața blocului sau ai perechi de Adidas sau ai perechi de orice, haine. Câte tatuaje ai? Ultima dată 27. 27? Da. Sunt făcute în momente importante din viață sau cum alegi? Într-o perioadă în care eram mai tolerant cu sunetul de mașină de tatuat. Uh-huh. Nu neapărat cu durerea, că durerea nu e atât de mare. Bâzâitul ăla. Și eram o perioadă când eram mai tolerant. Acum nu mai sunt atât de tolerant. Nu, înseamnă, sunt niște chestii din copilărie multe care au legătură cu taică-mi. Care a fost cel mai dur moment din viața ta? Când te-a lovit tare viața până acum? Au fost multe momente. Moartea lui taică-mi a fost unul dintre ele. Momentul în care noi am pierdut tot ce am agonisisem în urma unui proces în care cineva a câștigat ceva ce nu era al lui și era al nostru, dar na. De, noi credeam în dreptate în România la un moment dat, la începutul anilor 90 și nu era cazul. Adică și acum e greu, dar păi atunci. Și ni s-a luat dintr-o dată, peste noapte, ni s-a luat tot. Au fost momente. Dacă vreau să promovez emisiunea asta online, pe la ce oră să fac o postare? Contează momentul zilei în care vrei să promovezi ceva? Pare că ești o fată dintr-o agenție care întreabă, domne, și în general toată lumea știe o oră de aia și toți sunt setați. Domne, nu, dar este o oră? Cel mai simplu, te uiți pe graficul ăla așa și vezi care sunt orele la care sunt. Dar eu nu cred în ora asta. Adică mie mi s-a întâmplat la, nu știu, să pun ceva la 12 noaptea după concertul Coldplay și să... Ce ai pus? Aibă. Ceva legat de babașa, nu? Nu. Nu, sunt, ce am fost întotdeauna, nu sunt părerolog de ăsta. Nu-mi dau cu părerea. Poate să, adică, poate să-mi placă sau să nu-mi placă un ceva, un moment de ăsta, apropo de ce spuneam mai devreme, dar nu simt nevoia să-l exprim în mediul online. Pentru că nu, mi se pare că e vorbăraie degeaba. Iar Facebook-ul, că el acolo se întâmplă toate chestiile astea în ultimii ani, a devenit o agora în care toată lumea simte că părerea lui e cea mai bună și toată lumea are dreptate și nu vreau să fac parte din categoria asta. Dar deja această rețea de socializare e învechită, nu? Acolo-s bătrânii.
Bună dimineața la cafeluță, pozele. De ce bună dimineața la cafeluță? Recent l-am văzut pe fostul președinte Traian Băsescu, că ne-a salutat după luni de zile, am văzut un mesaj, bună ziua. Și atât. Atât? Da. Bun mesajul. Nu? Nu poți să zici că nu. Da, mi se pare așa și interesant aici, apropo de politicieni, știi că și acolo e... E un politician care ți se pare credibil și care, să zici, domne, uite, în ăsta am încredere și mă uit pe Facebook la el? Nu mă provoca. Nu, nu uite, mai bine retoric. Te întreb eu pe tine, cum sunt politicienii noștri? Dacă ar fi să-i descrii, cum sunt ei? Acum, sigur că sunt și vârfuri, noi ne referim la majoritatea clasei politice din România. Acum, îți dai seama, cum e ca la taximetriști, probabil că sunt și 7 oameni care sunt ok. Exagerez. Păi, nu știu, mie mi se pare că e o chestie de asta, așa, e ca o, nu știu, ca burta unei balene. Mi se pare că sunt oameni care, înainte să intre în politică sau ceva, ei credita cumva și pe aia îți dai seama că de fapt nu e așa. Că odată ajungi acolo sus la putere... Odată intrat în burta aia balenei, nu știu ce se întâmplă cu ei. Parcă nu ți se pare că din se întâmplă ceva? Se îmbată cu puterea. Asta e explicația mea. Simplă. Și mai sunt oameni care zic, domne, păi și tu n-ai face la fel, dacă ai putea să faci și nu știu ce, n-ai putea să n-ai fura și tu n-ai face și nu știu ce. Și bun, zic, nu, n-aș face niciodată asta. Adică, nu știu, mă gândesc, dar... Nu știu, trebuie să ai o chestie de asta, o etică și o... Să, știi cum vorba aia, să pui capul pe... să dormi liniștit, știi? Eu cred că sunt oameni care dorm liniștiți, n-au niciun fel de stres, n-au niciun fel de asta. Și poate acum exagerez și vor fi oameni în politică care sunt ok. Și le facem o nedreptate vorbind, băgându-i în aceeași oală cu alții. Doar că nu văd, adică și oamenii care, în care am avut așa, să zici, încredere sau ceva din ăsta, m-au dezamăgit. Dar în continuare nu mi se pare nici... o soluție să nu mai mergi la vot, apropo de ce spuneai tu mai devreme. Mergem în continuare și taxăm acolo. E singurul moment în care ne bagă lumea cineva în seamă, știi? Că în rest, nu te bagă. Și acum, la primărie, cel mai bun, primarul nu știu care. Acum e, na, campania asta care e cea mai vizibilă cu băiatul ăsta care dă apartamente la toți. Mi se pare amuzant, adică nu pot să zic că nu... Da, dar e râsul plânsul, e râsul amar. E mai mult de plâns, pentru că mi se pare și aveam discuția asta cu cineva. Până unde, într-o campanie de asta electorală, chiar poți să spui orice? Da. Adică nu există o limită. Dacă, nu știu, dacă la televizor n-ai voie să faci reclamă la vodcă, la ora nu știu care, de ce în asta poți să spui absolut orice, oricând, oriunde? Imunitatea politică îți permite. Știi? Da, dar mi se pare că sunt niște... Adică, la un moment dat o să zici, o să-ți găsesc soție... slash soț sau ce vrei tu, garantat 100% în 24 de ore. Nu știu, sau orice, că din moment ce poți să spui că îți dă banii de la bancă, adică tu ai împrumutat bani la o bancă, care ce treabă are cu cine? Adică cine ți-i dă înapoi? Sau case cu 30.000 de dolari? Păi 30.000 de dolari a costat locul nostru de parcare. Adică cum? Cine? Nu mai contează. Nu mai avem timp, este ultima întrebare. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât e azi? Ce îți lipsește? Nimic. Am cea mai frumoasă, sunt cel mai fericit om din lume, am cea mai frumoasă viață. Știi cum e? Niciodată nici măcar n-am visat. Adică nu, niciodată nu m-am gândit vreodată că uite, de exemplu, chestia asta, știi că poți să faci o chestie care să-ți placă și să fii și remunerat pentru asta și să trăiești civilizat. Niciodată nu m-am gândit că, nu știu, o să găsesc pe cineva și o să avem o relație frumoasă și o să am un copil și o să... Nu știu, habar n-am. Și o să poți să călătorești și o să poți să mergi la 12 să bei cafeaua aia, pe ce vorbeam, știi? Eu sunt un om care se mulțumește cu lucruri foarte simple și recunoscător pentru toate lucrurile care se întâmplă în viața mea. Și nu pot să zic, nu pot să pun degetul pe ceva când lipsește ceva. Iar elicopter nu vreau, iaht, n-am ce să fac cu el. Am un prieten care spune că indiferent câți bani avea, tot într-un pat dormi. Și așa e. Mulțumesc, mulțumesc pentru tot. Dacă ți-a făcut plăcere, mai poftește pe la noi. Când e deschisă. Ușa e deschisă, lumina aprinsă. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, Digi24. Pe curând!